Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. A venit momentul pentru ora de istorie. Invitatul meu în această seară este domnul profesor Edmond Buga Sfinteș. Domnule profesor, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim despre istorie și pentru că noi am ajuns în ultima emisiune chiar în zilele noastre, ajunsesem la doamna Viorica Vasilica Dăncilă, doamna prim-ministru. Sunt câteva momente din istoria României pe care aș vrea să, de fapt, dumneavoastră ați venit cu ideea de a le dezvolta, pentru că n-au fost acoperite, vorbind în fugă despre anumite perioade. Sunt momente importante despre care aș vrea să ne spuneți cât mai multe. Și ne-ați promis că astăzi ne vorbiți despre mișcarea legionară. Care este adevărul despre mișcarea legionară? Pentru că subiectul Viorica Dăncilă a fost epuizat foarte repede, ai spus Viorica Vasilica Dăncilă și subiectul deja poate fi închis, ne-am gândit să dezvoltăm niște subiecte controversate din istoria noastră națională, pentru că mișcarea legionară a beneficiat, între ghilimele, de un regim preferențial, tot între ghilimele, și în istoriografia comunistă și în cea de după 1989. Să încercăm să vedem care a fost adevărul legat de această mișcare naționalistă, pentru că în perioada interbelică două mișcări extremiste au fost în România, mișcarea comunistă, de sorginte sovietică, bolșevică, înființarea Partidului Comunist din România în 1921, și mișcarea legionară. Mișcarea legionară are anumite caracteristici, pentru că cel mai ușor pentru istorici a fost, și nu numai pentru istorici, pentru că asta este marea problemă, nu doar istoricii vorbesc despre mișcarea legionară, ci toată lumea, și noi nu facem o emisiune pentru istorici, ci o emisiune populară în care oamenii să înțeleagă câte ceva din ce s-a întâmplat cu neamul acesta. Deci, mișcarea legionară a fost catalogată ca fiind de factură nazistă ori fascistă. Fascismul italian și nazismul german. Ori, Tribunalul Internațional de la Nürnberg, de după al doilea război mondial, care a judecat crimele de război, a scos Garda de Fier, care era partid inițiat de mișcarea legionară, o să vedem cum s-a întâmplat, l-a scos de sub această acuzație de nazism și fascist, lucru care nu este uzita. Cu toate acestea, mișcarea legionară a fost fără doar și poate o mișcare antisemită, o mișcare extremistă. Cum a apărut această mișcare? Încă după războiul de independență, după cucerirea independenței din 1877, problema evreilor din România era o problemă spinoasă. Printr-o modificare constituțională din 1879, articolul 7, le sunt restrânse anumite drepturi. După Marea Unire, din provinciile noi, numărul evreilor crește și ei dețineau toate pârghile economice și în agricultură, dar în special în mica industrie, și nu mai vorbim, comerțul era aparținea aproape în exclusivitate. A existat un partid naționalist democrat în 1910 înființat de Nicolae Iorga, marele nostru istoric, cea mai compleșitoare minte a umanității, cum îl numea un istoric american. După care, în 1923, profesorul universitar A.C. Cuza înființează Liga Apărării Naționale Creștine. Din această, cu caracter clar antisemit, antievreiesc, din această Liga Apărării Naționale Creștine făcea parte și finul său, Corneliu Zelea Codreanu. Corneliu Zelea Codreanu era născut în 1899, cred că la 13 septembrie, dacă nu mă înșel, la Huș. Tatăl său se numea Zelinski, Ion Zelinski Codreanu, pentru că la un moment dat Bucovina făcuse parte din provincia Galiția, care era o provincie tampon între Ucraina și Polonia. Deci numele a fost polonizat, ca să spun așa, bunicului său, și din Zele a devenit Zelinski. Am văzut, sunt istorici care spun că de fapt Corneliu Zelea Codreanu era polonez. Nu este așa. Mama sa era
nemțoaică, bavareză, într-adevăr, dar tatăl său era român și se trăgea din răzești români bucovineni. Numele de Zelea îi fusese modificat în Zelinski, care în traducere înseamnă tocmai codrean. În 1902 tatăl lui Cornel Zelea Codreanu revine la numele de Zelea Codreanu și astfel apare pe firmament Corneliu Zelea Codreanu. Încă de mic, încă de la 16 ani, a făcut liceul la Huș și la Iași, după care a fost trimis la școala militară de la Deal, înființată de omul politic conservator Nicolae Filipescu, iar încă de la 16 ani cere să meargă voluntar pe front, deși nu avea vârsta nici pentru a fi voluntar, ceea ce se și întâmplă. Între 1917-1918 urmează cursurile școlii de infanterie de la Botoșani, după care se înscrie la Universitatea din Iași, la Facultatea de Drept, susținut evident de către nașul său A.C. Cuza. El se implică în mișcarea studențească, devine lider al mișcării studențești, iar la Congresul Studențesc din 1920, desfășurat la Cluj, primul congres al studenților din România Mare, deci de după Marea Unire, obține acceptul tuturor participanților și se adoptă o rezoluție prin care li se interzice accesul studenților evrei în facultăți. Deci orientarea este clar antisemită, ei foloseau termenul de jidan, nu foloseau nici măcar termenul de evreu. În 1921 și 1922 organizează mai multe congrese studențești. Iar în 1923, după ce se înființează Liga Apărării Naționale Creștine, erau acolo mulți profesori universitari de la Iași, aceștia susțineau și financiar, se bucurau de un prestigiu academic incontestabil și aveau și pe acești tineri revoluționari, ca să spun revoluționari de modă nouă, dar pe undeva se încadrau în trendul european, acesta al naționalismului exacerbat. La București, în urma unui congres desfășurat al studenților la Facultatea de Medicină, entuziaști, după acel congres, o parte dintre tinerii membri ai Ligii Apărării Naționale Creștine merg în cartierul Văcărești, cartier care era locuit în mare parte de evrei și au acolo o demonstrație împotriva acestora. Evident, vor fi arestați, dar vor fi achitați în anul următor din lipsă de probe. Dar vor sta la Văcărești o perioadă. În închisoarea Văcărești lui Corneliu Zelea Codreanu, care avea în celulă o icoană cu Arhanghelul Mihail, îi vine această idee de a înființa Legiunea Arhanghelului Mihail, devenită sau numită și mișcarea legionară, lucru pe care se va întâmpla mai târziu. Până la urmă, în acest moment, avea oarecare prestigiu printre studenți, va fi și exmatriculat de universitate, va fi reprimit la intervenția lui A.C. Cuza pentru caracterul său turbulent. Se întâmplă un eveniment memorabil care l-aduce pe Corneliu Zelea Codreanu în centrul atenției, este asasinarea lui Constantin Manciu în 1924 în sala de tribunal din Iași, unde Zelea Codreanu l-a apărat pe un student, Manciu și câțiva ofițeri de poliție și subofițeri îl atacă, vin să-l ridice de acolo. Corneliu Zelea Codreanu scoate pistolul și îl împușcă pe Constantin Manciu, care fusese prefect al poliției Iași, dar de care era în realitate un zbir, obișnuia să-i bată pe studenți, să-i aresteze, să-i schinjuie, deci era un om foarte periculos. Mai sunt rănite și alte două persoane, un ofițer și un avocat. Sunt arestați, evident, este arestat și Corneliu Zelea Codreanu. Procesul se mută într-o noapte, îl transferă la Focșani. În Focșani, cum scrie Corneliu Zelea Codreanu în memoriile sale, în jurnalul pe care l-a ținut înainte de a fi omorât la închisoarea Jilava, în Focșani îi spuneau: noi nu aveam pe nimeni la Focșani, aveam o singură doamnă care ținea steagul mișcării sus, avea un ziar, dar în rest acolo era fieful liberalilor.
faptul că el l-a împușcat pe Constantin Manciu, considerat zbirul studenților, i-a crescut foarte mult popularitatea. Și acolo, la închisoarea din Focșani, au început să-i trimită toate domnișoarele, îi coseau ei, trimiteau mâncare, inclusiv fiicele notabilităților ale liderilor liberali. Procesul este strămutat și de la Focșani, tocmai pentru că se întâmplau asemenea lucruri, și este trimis în cealaltă parte a țării, la Turnus Severin. Are loc procesul, Acecuza vine de la Iași, vin adepți din toată țara, se creează un entuziasm extraordinar și toți severinenii stăteau în jurul, toți severinenii, marea majoritatea lor, se sânseseră în jurul tribunalului să aștepte sentința. Atunci era tribunal cu jurați. Și la un moment dat, după ce și-a susținut apărarea, Zelea Codrea nu era un bun orator. Era un personaj foarte carismatic, era un bărbat înalt, era frumos, dar nu era un bun orator. Vorbea foarte puțin. Poate și asta prindea foarte mult, că vorbea așa laconic. Intră în sală și anunță că sunt achitați în unanimitate. De altfel, Zelea Codrea va fi achitat în foarte multe procese. În acel moment apare un entuziasm de nedescris, sunt scoși pe brațe în fața mulțimii și este momentul de explozie a lui Zelea Codrea. Vorbește Acecuza în fața mulțimii din Turnul Severin, Acecuza un bun orator, după care îi pleacă cu trenul. Prin gări îi aștepta populația la Craiova, până așa s-a dus ca un învingător. Zelea Codreanu scrie tot așa în acele însemnări din pușcărie că Acecuza nu a știut să valorifice acest moment. Adică Acecuza era un foarte bun doctrinar, dar nu era un om de acțiune și apare pentru prima dată o oarecare divergență între Corneliu Zelea Codreanu și Acecuza, care însă nu se manifestă. După care, momentul este exploatat la maxim. În luna iunie se căsătorește la Focșani Corneliu Zelea Codreanu. La nunta lui participă între 80 și 100 de mii de oameni, așa scrie el în memorii. În alte cărți am văzut 90 de mii de oameni, oricum mulțime uriașă. Deci face un adevărat spectacol din nunta sa și el și soția sa, Elena, sunt îmbrăcați în costume populare, pe cai albi. Peste 4.300 de care și 2.300 de automobili, probabil majoritatea automobililor din țară, au făcut un lanț lung de peste 4 km în acel spectacol. A fost filmată nunta lui Corneliu Zelea Codreanu, dar a fost confiscată imediat de ministrul de interne și după două vizionări a și ars-o pentru că a considerat că este un pericol la adresa siguranței țării. Deci steaua lui Corneliu Zelea Codreanu este în ascensiune, dar făcea parte din această formațiune politică, Liga Apărării Naționale Creștine a lui Acecuza. El încearcă să-și urmeze studiile, merge în străinătate să susțină un doctorat în drept la Berlin și pe urmă la Iena. Nu avea o situație financiară bună, dar în schimb primea bani de la Acecuza, le cerea profesorul universitar și aceștia îi trimiteau bani, fie pentru drum, fie pentru diferite alte cheltuieli. Chiar se împrietenește cu populația de acolo, din orașul în care a locuit, în momentul în care este chemat în țară, în 1927, pentru că în Liga Apărării Naționale Creștine apăruseră multe certuri între profesori universitari, între Șumuleanu și Acecuza în special, mergeau pe două linii diferite, vine și el în țară, a primit bani de drum de la Acecuza și împreună cu tinerii săi camarazi se hotărăsc, cel puțin așa scrie el în acele însemnări, să nu ia partea niciunuia, să nu fie nici de partea lui Acecuza, nici a lui Șumuleanu, merge la Acecuza, îi spune că au hotărât să meargă pe drumul lor propriu, Acecuza le dorește toate cele bune, merge și la Șumuleanu, îi spune și lui acestuia aceleași lucruri, după care la 24 iunie 1927 în camera lui de cămin înființează Legiunea Arhanghelului Mihail. 5 membri sunt acolo, iar ședința de constituire a Legiunii a durat un singur minut. Atât le-a spus cine, printre altele, a spus lucruri puține, cine crede să vină, cine are îndoieli să nu vină în mișcare. Și cu Mironoviș, cu Moța, cu Georgescu, înființează această mișcare care în acel moment spunea Corneliu Zelea Codreanu, nu aveam nici bani, nu aveam nici program, nu aveam nimic, aveam doar credință. De altminteri,
Asta cereau ei, era un fel de fundamentalism ortodox, creștin. Prin asta se deosebește de mișcările fasciste și naziste de celelalte, pentru că la doctrina socialistă fascistă, el a adăugat naționalismul ortodox, o formă de naționalism ortodox care va prinde foarte bine la țărani, la preoți și chiar și la mulți intelectuali. Poporul român a fost întotdeauna un popor foarte credincios. Deci înființează această mișcare legionară care foarte repede primește adepți și se dezvoltă rapid. În 1930 înființează Garda de Fier. Garda de Fier trebuia să fie, era, de fapt, era partidul politic al mișcării legionare. Deci mișcarea legionară rămânea ca o stare de spirit, cum o numea Corneliu Zelea Codreanu, adică spunea el, contează și situația materială, dar spiritul este principal, iar Garda de Fier trebuia să participe la alegeri. Forma de organizare a mișcării legionare era foarte simplă, erau organizați pe cuiburi. Un cuib era format din de la 3 până la 13 membri. Nu era acea structură care era la celelalte partide politice, președinte, vicepreședinte. Era atât șeful de cuib, un casier care trebuia să strângă cotizațiile și un alt personaj, care secretar, care trebuia să țină legătura cu șeful ierarhic superior. Nu se luau măsuri prin vot, toată lumea trebuia să asculte de șeful de cuib, care la rândul lui asculta de șeful suprem. El era numit capitanul Corneliu Zelea Codreanu, pentru că Ovid Densușanu scrisese la un moment dat un studiu despre capitani în istoria românilor și acolo numea pe capitan pe Horea, pe Avrameancu, pe Tudor Vladimirescu și era așa o trimitere în istorie. Corneliu Zelea Codreanu, care tot timpul era spectaculos, umbla numai pe cal alb, numai îmbrăcat în alb, mulțimea la dula pe oriunde mergea. Deci se făcea așa o trimitere în istorie și foarte inteligent a fost pentru că a combătut corupția politicienilor. Și atunci politicienii erau la fel de corupți ca și acum. Iar aceasta a prins foarte mult la masă, dincolo de antievreismul său, care exista în societate, dar nu într-o măsură atât de mare, pentru dovadă că evreii au suferit mult mai puțin în România decât au suferit în toate celelalte țări în care au fost aliate cu Germania. Și dincolo de faptul că îi combătea pe politicieni, mai avea și ideea aceasta de a încuraja sacrificiul suprem. Cu toții preferau, pentru ei, moartea era ca un ritual, ca o bucurie, spuneau ei, să se sacrifice pentru națiunea română. Corneliu Zelea Codreanu va fi ales în Parlamentul României deputat în 1931 în Neamț, a avut 11.200 de voturi și în anul următor la Putna, în județul Putna, a reușit să fie din nou ales în Parlamentul României. Discursurile sale parlamentare nu sunt foarte pline de miez, dezvoltă practic ideologia legionară. Dar această ascensiune a mișcării nu este văzută cu ochi buni de ceilalți politicieni, pentru că pe asta se baza, pe lupta împotriva celorlalți politicieni și vor fi luate permanent măsuri de îngrădire a mișcării legionare. Unul dintre cei care va încerca să lichideze mișcarea legionară va fi Ighe Duca. Ighe Duca, o personalitate marcantă a liberalismului românesc, care devenise președinte al PNL-ului, reușind să oprească dinastia brătienilor, după el vor reveni brătienii în conducere, bine, și cu acceptul lor, dar Ighe Duca era un om cinstit, un om foarte corect, dar a avut curajul ca la 10 decembrie 1933 să interzică Garda de Fier și participarea acesteia la alegeri. Prin un lucru antidemocratic, pentru că vorbim despre democrație în perioada interbelică. Acesta a fost antidemocratic. Legionarii se hotărăsc să reacționeze și la 29 decembrie 1933 este asasinat Ighe Duca de către trei
trei legionari, nicadori, pentru că unul cheamă Nicolae, pe unul Caranica, pe unul Doru Belimace, și au fost denumiți nicadori, în gara Sinaia. Foarte interesant este că, deși regele Carol al II-lea, care nu-l suporta în niciun fel pe Igheduca, deși el îl chemase la Sinaia la discuții atunci, a venit Igheduca, fiind, v-am spus, un om cinstit, a venit cu trenul la mod normal, a venit fără garda de corp, pentru că a sfidat tocmai mișcarea legionară și vrea să se întoarcă cu același tren cu turiștii care mergeau pe Valea Prahovei ca și în ziua de astăzi, dar numai că atunci mergeau cu trenul, care mergeau la schiat. Pe peronul gării, Igheduca ar fi trebuit să intre prin biroul șefului de gară care să-l conducă până la tren, n-a făcut acest lucru, a mers pe peron, toată ziua au stat cei trei legionari pe peron, au și consumat băuturi alcoolice în tren și a fost împușcat, a fost lovit de 5 gloanțe și a murit pe loc. A fost depus la Sinaia, la Pelișor, ce este interesant, pentru că se tot vehiculează ideea că virgulă, Carol al II-lea nu ar fi străin de moartea lui Igheduca, nici măcar nu au vizitat locul unde, la Pelișor, unde, să spunem, trupul, sicriul, sicriul în care se afla Igheduca, cât a stat acolo la Pelișor. Nu se iau nici măsuri așa foarte drastice împotriva legionarilor, iarăși un semn de întrebare, dacă nu cumva îi convenea foarte mult lui Carol al II-lea acest eveniment. Introducerea asasinatului în viață, el a fost introdus în 1924, când îl împușcă pe Constantin Manciu, dar atunci a fost legitimă apărare, așa a stabilit tribunalul, deși procesul a fost construit pe un complot, n-au putut să dovedească că este un complot faptul că Zelea Codreanu l-a împușcat pe Manciu, care venise tocmai ca să îl aresteze acolo și sau să-l scoate din tribunal. Deci nu mai fuseseră atentate politice în România din 1862, când a fost asasinat premierul Barbu Catargiu și acolo există dubii și în ziua de astăzi, tot cu știrea prefectului poliției de atunci, conducătorii miliției, cum se numea în vremea lui Cuza. Deci, introducerea asasinatului politic sau readucerea lui în istoria română, noi nu prea aveam asta caracteristic în premier în funcție, Igheduca al II-lea premier după Barbu Catargiu împușcat în funcție, a atârnat greu în imaginea mișcării legionare și în ceea ce a devenit ea ulterior. Este perioada de criză economică, asta favorizează mișcarea legionară care se dezvoltă, crește în popularitate, se organizează peste tot acele cuiburi legionare, intelectualitatea Nae Ionescu, care era și un doctrinar al mișcării legionare, un Mircea Eliade, celebrul istoric al religiilor, Emil Cioran, cel care a reinventat până și limba franceză și a scris atâtea cărți minunate, filozof, unul dintre mari filozofi ai lumii, marele poet Nichifor Crainic și mulți alții au fost atrași de mișcarea legionară. Un caz aparte este Petre Țuțea, care era comunist inițial. Petre Țuțea, filozoful, a fost comunist. Dar comuniștii, la un moment dat, la sfaturile bolșevicilor, au primit această misiune să intre în mișcarea legionară pentru a o supraveghea și a o submina din interior. Petre Țuțea a avut o asemenea misiune în naivitatea lui proverbială. A intrat în mișcarea legionară, dar a sfârșit prin a fi mai legionar decât legionari. A trecut la legionarism. Este un lucru mai puțin cunoscut despre Petre Țuțea și despre care nu prea se vorbește, dar asta a fost realitatea. Plus toată preoțimea, intelectualii satelor și foarte mulți țărani au aderat la mișcarea legionară, pentru că avea și sloganul omul și pogonul, adică vorbea permanent de împroprietărirea și reîmproprietărirea țăranilor cu pământ. Iar Corneliu Zelea Codreanu spunea că vrea să facă o țară ca soarele, curat ca soarele de pe cer. Unii cred că a spus asta Gigi Becali, că folosea și el când avea partidul lui Noua Generație, dar o spusese Corneliu Zelea Codreanu. Probabil era o trimitere, pentru că foarte mulți a români au făcut parte din mișcarea legionară și atunci și acum au încercat după 89, dar nu le-a mai ieșit paciență. Deci această creștere în popularitate a lui Zelea Codreanu
pe care politicienii îl considerau un copil naiv, încă îl considerau un copil naiv, deranjează evident clasa politică, are parte de mai multe procese pe diferite pretexte sau și unele motive întemeiate, scapă din toate. Până la urmă, mișcarea crește atât de mult încât la alegerile din 1937, când au încheiat un pact de neagresiune cu PNTCDU, adică asta înseamnă că în campania electorală nu se vor ataca unii pe alții, pentru care unii l-au condamnat pe Iuliu Maniu, dar Iuliu Maniu era un politician versat și s-a adaptat la vremuri, obțin 15,5% din voturi, fiind al treilea partid politic al țării. Regele Carol nu a vrut cu niciun preț să le dea puterea lor. El, de altfel, vrea să instaureze dictatura personală. Între Carol și legionari existau conflicte, deși Carol al II-lea ar fi vrut să fie șeful mișcării legionare. De aceea vrea să-l și suprime pe Corneliu Zelea Codreanu. Zelea Codreanu intră în conflict și cu profesorul Nicolae Iorga. Acesta se simte jignit și îl dă în judecată. Pentru că este o scrisoare celebră în care Corneliu Zelea Codreanu îi spune lui Iorga: sunteți necinstit sufletește. Îi spune: eu nu am nici cultura dumneavoastră, nici puterea dumneavoastră, nici toate celelalte, dar sunteți necinstit sufletește. Este judecat în aprilie 1938 și este condamnat la 6 luni de închisoare Corneliu Zelea Codreanu. Deși Iorga își retrăsese plângerea, procesul a mers mai departe, așa era interesul lui Carol al II-lea, după care se reia procesul și la recurs primește 10 ani și jumătate de muncă silnică, 6 ani de degradare a unor drepturi civile și confiscarea totală a averii. Nu prea avea avere, dar așa era o hotărârea instanței. Este dus la închisoare și în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938 este transferat de la închisoarea Râmnicu Sărat la București, la Șilava. De fapt, nu era transferat nicăieri. Carol al II-lea și cu ministrul de interne Armand Călinescu hotărâseră să-l suprime pe Corneliu Zelea Codreanu, pe care îl considerau un pericol pentru propriile lor poziții și chiar și pentru întreaga clasă politică. Și în acea noapte sunt suprimați de către jandarmi în mașina, în autobuzul care îi transfera la București, în pădurea Tâncăbești, de lângă București. Sunt 14 legionari, 3 dintre ei erau cei care l-asasinaseră pe Ighe Duca în 29 decembrie 1933, iar ceilalți 10, aceia se numeau Nicadorii, iar ceilalți 10 erau decemviri, adică 10 bărbați. Ce făcuseră decemvirii? La un moment dat, unul dintre legionari, Mihail Stelescu, îl combătea în ziarul său, care era de origine legionară, pe Corneliu Zelea Codreanu. Era împotriva lui. În 1934, Corneliu Zelea Codreanu îl cheamă în fața instanței legionare, aceștia îl judecă, este găsit vinovat, iar Zelea Codreanu îi spune că o să-i dea ocazia să se revanșeze față de mișcarea legionară, tot în fața acelei instanțe a lor interne, dar numai cu sacrificii. Stelescu nu ține cont de aceste lucruri, îl atacă în continuare pe Codreanu și în 1936, în momentul în care era în spital, fusese operat de apendicită și se refăcea acolo, 10 legionari, un comandou de 10 legionari, intră peste el în spital și îl împușcă cu 120 de gloanțe au tras în el, după ce îl execută, îi ciopârțesc trupul cu un topor și cântă în jurul lor cântece legionare. Legionarii aveau foarte multe cântece, erau înclinați spre artă, după câte se vede, probabil au fost și promotorii artei horror după ce au făcut în acel moment. Deci, printre cei sugrumați alături de Corneliu Zelea Codreanu sunt cei 3 micadori și cei 10 decemviri din evenimentele desfășurate anteriori. Trupurile lor sunt arse cu acid, după care sunt îngropate la fortul Jilava. Mișcarea a fost, a lui Carol al II-lea, a fost de o inabilitate excepțională, pentru că în momentul acela, imaginea lui Codreanu devine mistică, devine un personaj de bază, un erou de film, cum am spune astăzi, pentru legionași, pentru toți, pentru că el tot timpul vorbise despre sacrificiu suprem, în slujba patriei, despre lucruri de genul acesta și ceea ce s-a și întâmplat cu el. Mișcarea crește și mai mult din acel moment.
Evident că legionarii n-aveau să stea cu mâinile în sân și îl condamnă la moarte pe Armand Călinescu, ministrul de interne. Acesta devine prim-ministru după moartea Patriarhului Miron Cristea, devine prim-ministru și ia măsuri în continuare împotriva legionarilor. Și acesta, ca și Ighe Duca, deși fusese amenințat și se știa că legionarii l-au condamnat la moarte, se comportă aproape prostește. Umblă fără garda de corp, tocmai pentru a-i sfida, considerând că e mai mult gura de legionar. Dar la 21 septembrie 1939, în timp jurul 13:30, se ducea să ia prânzul acasă, în București, în noi, un comando de legionari, de 5 legionari, îl împușcă pe Armand Călinescu. Pun o căruță în față, mașina oprește, când a coborât de acolo, l-au împușcat imediat. Represaliile împotriva mișcării legionare de data asta sunt drastice. Armand Călinescu era om de bază, era piteștean din Pitești, de felul lui, al lui Carol al II-lea. Cei legionari care au făcut parte în acest comando al morții sunt împușcați imediat în locul unde a fost împușcat și Armand Călinescu. Este numit premier generalul Gheorghe Argeșanu, iar acesta dă ordin în noaptea de 21 spre 22 septembrie 1939 să fie uciși legionari din toate județele, adică fără nicio judecată și fără nicio vină concretă. Se întâmplă acest lucru, între 300-500 de legionari sunt omorâți în acea noapte. Ne oprim, domnule profesor, puțin pentru publicitate, dar în câteva minute revenim. Rămâneți cu noi!